Bună ziua, iată ne ajungi la cel de-al doilea laborator de programare Java. Astăzi vom discuta în principal despre enumerații, tipul enum și despre vectori, respectiv implementarea lor în Java și nu numai. Hai să începem și o să creăm un nou proiect, ca și data trecută, dar o să merg aici pe File, New, Java Project. O să zic Lab 2, da, de laboratorul 2. Aici o să spun Use an Execution Environment JRE. O să merg pe Java Standard Edition 1.8, ca și data trecută, cu toate că ceea ce vă povestesc azi nu e neapărat necesar să utilizeze Java 8, dar putea să utilizeze chiar și variante mai vechi, dar hai să mergem pe cel puțin Java 8. O să dau Next. Da, acum dacă ați selectat o variantă mai nouă de Java 8, să zicem că v-ați instalat Eclipse-ul recent și a venit cu Java 12 și în ecranul precedent n-ați selectat 8 și ați selectat o versiune mai nouă, ce vă rog să faceți momentan e să debifați de aici opțiunea Create Module Info.java File. Da, momentan nu o să lucrăm cu module. Modulele au fost introduse odată cu Java 9. O să dăm Finish, așteptăm puțin și ne-a fost creat, da, proiectul. Acum, v-am spus data trecută că încă nu o să discutăm despre pachete, dar astăzi o să facem împărțire așa cum trebuie pe pachete. Ce este un pachet? O grupare de clase, dacă vreți, e echivalentul unui namespace din C++, da? Ne oferă posibilitatea să grupăm clase similare, da, într-o zonă comună. Și atunci, hai să creăm trei pachete. Vom crea, sau două, hai să creăm unul pentru clase și unul pentru main, pentru metoda main, da? Astfel încât să separăm clasele de main. Și o să dau click stânga, click dreapta pe folderul SRC și spunem New Package. Da, un pachet nou. De obicei, numele pachetelor utilizează numele organizației, astfel încât pachetele să fie unice, pentru că ele vor identifica clasa în mod unic ulterior. Și atunci, dacă realizezi clasa student, persoană, etc., da, de fapt, numele complet al clasei va fi numele pachetului complet punct numele clasei. Și atunci, dacă, de exemplu, facem clasa anumită date, deja există vreo două clase date. Java util date, Java SQL date, da? Și atunci e nevoie să identificăm unic. Nu pot să zic doar pachet și atât. Dacă poate să mai gândește cineva la asta și de obicei se folosește site-ul organizației întors pe dos. Da, dar să zicem că noi avem acs.as.ro, da, și de obicei îl întorc invers. Spun ro.as.acs. și numele pachetului, hai să zicem classes. O să-l prestez în engleză. Dau finish. Respectiv o să zic iarăși click stânga, click dreapta pe SRC, spun new, iarăși package și zic ro.as.acs.main, aici având metoda main. Da? Și ca să nu uităm să o adăugăm, haideți să dăm click stânga, click dreapta acum pe acest pachet, da? ro.as.acs.main și zicem aici new, class și main cu mă mare. Da, și să nu uităm să bifăm metoda public static void main, care va fi metoda ce va fi executată atunci când dăm click pe butonul de run. Dau finish și am această clasă. Vedeți că o clasă, atunci când este creată într-un pachet, în fișierul sursă, care are extensia .java, da, tot timpul fișierele sursă în Java extensia .java, deci clasa noastră se cheamă main și obligatoriu trebuie să fie într-un fișier numit main.java, v-am povestit și data trecută asta, da? Adică dacă editez eu aici main 2, deja am eroare de compilare, îmi spune ok, main 2 ar trebui să fie creat într-un alt fișier numit main2.java. Și aici am definiția de pachet. La fel, dacă șterg această definiție, am eroare, îmi spune ok, nu găsesc, ar trebui ca să fie în pachetul declarat, adică să fie în row acs main. Cum se prinde de lucrul ăsta? Pachetele au un direct sau o corespondență directă pe disk. Da, un pachet înseamnă de fapt un folder sau mai multe foldere pe disk și de fapt o să vedeți imediat că fiecare subfolder, fiecare punct din numele pachetului e de fapt un subfolder. Și acum hai să vedem cum arată proiectul pe disk, că n-am văzut data trecută. O să dau click stânga pe proiect, de aici din Package Explorer, click dreapta și apoi spun Show in System Explorer. Da, deci click stânga pe proiectul din Package Explorer, creat azi, click dreapta, Show in System Explorer, așteptăm puțin să-l deschidă, s-a deschis, aici e laboratorul 2,
Da? Și în primul rând avem două fișiere aferente Eclipse-ului, acest punct project și acest punct classpath. Avem la fel legat de Eclipse acest punct settings, da? Și vedeți org Eclipse core preferences, sunt niște fișiere de setări aferente Eclipse-ului și automat, da, dacă am aceste punct project și punct classpath, când import un folder, își dă seama ID-ul Eclipse că de fapt e vorba de un proiect Eclipse și apoi mai am două foldere. Am bin, unde sunt fișierele binare și SRC, unde sunt fișierele sursă. Și vedeți că în SRC am RAW ca și folder, apoi în interior am AS, apoi am ACS, iar în ACS am două subfoldere. Da? De asta se mai spune că cele două pachete au o rădăcină comună. Rădăcina lor comună e RAW, AS, ACS. Și atunci merg pe classes, da? Și aici n-am nimic. Dacă mă întorc în ACS și merg în main, aici am fișierul main.java, da? E fișierul sursă. Imediat ce o să rulez prima dată aplicația și o să fac chestia asta, o să dau run, nu o să întâmple nimic, dar asta va duce la compilare și la crearea fișierelor de tip bytecode, da? Fișierelor cu acel limbaj intermediar și acum dacă o să mergem înapoi, da? Pe SRC, pardon, pe lab și mergem în fișierul bin, o să vedem că avem aceeași ierarhie de directoare, doar că în main găsesc main.class. Da? Acesta este un fișier ce conține direct bytecode care poate fi executat pe orice mașină, mă refer la pe orice arhitectură de calcul, care are instalată mașina virtuală propriu-zisă aferent acelei arhitecturi. Da? Deci aceste fișiere .class pot fi executate în mod direct. În regulă. Atunci hai să ne creăm o nouă clasă și o să-i zic eu car acestei clase. Da? Deci merg în classes, clic stânga, clic dreapta, și zic new, class și spunem car cu C mare. Vedeți că o clasă are două posibile vizibilități, public și package. Da? Dacă, cea package și cea implicită. Dacă dau finish, acum și am class, public class car și o las atât, vedeți și aici anunță pachetul, da, în care e în pachetul roase aceste classes, această mașină și eu pot să mă duc acum direct în main și să zic car C, doar că nu o să meargă în mod direct. De ce? Pentru că această clasă a mea e în alt pachet și atunci pentru a o folosi în pachetul curent trebuie să o import. Și pentru a importa punem mouse-ul la sfârșitul lui car, control space, da, și mă întreabă, ok, de unde vrei să o importi? În cazul meu lui car există doar una singură. Pentru alte clase o să vedeți că mai poate exista situația în care sunt, da, există acea clasă și în alte pachete. O să zic că din roa de aceste clase, dublu click. În momentul în care aici în partea de sus vedeți că îmi spune import și numele complet al clasei, adică numele complet al pachetului, punct, numele clasei. Și atunci pot să zic car C, situație în care această mașină, da, s-a creat de fapt o referință de tip mașină și acest C momentan este neinițializat sau nul, dacă vreți. Da? Nu s-a apelat niciun constructor. Acum vă ziceam că o clasă are două vizibilități posibile, publică și package, da? Acum, dacă încercați să scrieți aici package, o să vedeți că nu vă lasă, dar cea package e cea default. Adică dacă nu pun nicio vizibilitate, da, scriu doar class car, nu spun public class car, și merg în main, da, îmi spune în start eroare de compilare, cannot be resolved, da, nu vede clasa car. Deci o clasă care nu e creată publică e vizibilă doar către clasele din același pachet cu ea. Da? Deci aici, dacă în clase aș mai fi avut o altă clasă, doar acele clase puteau să vadă clasa care să o utilizeze, nu clasele din alt pachet. O să revin aici și pun public. Clasa care. Perfect. Acum, ce vizibilități există în Java? Lucrurile stau cumva similar cu ce în C++, dar totuși diferit. Da? Există cele trei vizibilități din C++, public, protected și private. Două dintre ele coincid cu ce era în C++, protected-ul diferă puțin și în Java mai există încă o vizibilitate adițională. Și anume, toate câmpurile publice și nu știu dacă e nevoie să... O să adăugăm noi metode publice, da? Cum e cazul constructorului. Dacă vreau un constructor, pot să zic public car. Da? Deci toate câmpurile și toate metodele publice, adică toți membrii publici, pot fi accesate de oriunde. Din același pachet, din alt pachet și așa mai departe. Dintr-un alt proiect, dacă, de exemplu, adaug acest
proiect ca și referință, etc. Da? Deci pot fi accesate de oriunde. Apoi avem opusul, privat. Asta înseamnă că, și hai să adăugăm aici un câmp, să zicem private string producer, da? Producătorul mașinii. Și atunci acest câmp privat poate fi accesat doar de clasa mea, doar în interiorul clasei. Iar între cele două, ca și vizibilitate, avem protected, care, dacă țineți minte de la C++, însemna că acel câmp poate fi accesat de acea clasă și clasele derivate din ea. În Java lucrurile stau puțin diferit, în ideea în care protected înseamnă acea clasă, clasele derivate din ea, indiferent în ce pachet ar fi, da? Indiferent că fac aici o clasă mașină electrică în main și derivez clasa mașină, da? Fie de clasele din același pachet. Da? Deci protected înseamnă clasele derivate indiferent de pachetul în care sunt, plus clasele din același pachet. Deci aici, dacă în afară de car mai adaug o clasă în pachetul classes, câmpurile protected vor putea fi accesate. Și mai există o vizibilitate în plus, cea package, e și la nivelul atributelor sau default, și mare grijă că e cea implicită. Adică dacă nu scriu nimic și spun doar string producer, nu-i ca în C++, producătorul nu este privat, ci este package. Adică toate clasele care partajează același pachet cu clasa mea car vor putea accesa acest câmp. Da, deci tot timpul mare grijă să spuneți private. Majoritatea câmpurilor probabil vor fi private. Hai să mai adăugăm niște câmpuri, să zicem private float price, da, un număr în virgulă mobilă, prețul mașinii. Și ca să adaug și opțiunea aceasta de enumerație, da, și în Java, ca și în C++, avem puterea și posibilitatea de a crea o enumerație. Da, o enumerație fiind un tip de dată ce îmi mă lasă să aleg doar una dintre mai multe valori posibile. Și să zicem noi că avem fuel type. Da? Și în Java am două posibilități. Pot să creez enumerația ca și inner type, adică ca și un tip interior clasei car, situație în care va fi nevoie să o fac publică, da? Pentru că va trebui să o folosesc în afara clasei ca să specific ce valoare dintre valorile posibile vreau să selectez. Sau varianta 2, și dacă ne uităm aici deja avem, pot să dau click dreapta și să zic new, să zic e nu. Da? Și atunci enumerația va fi tratată ca și un tip distinct. Hai să facem asta, da? O să zic click dreapta new e nu și aici îi zic fuel type. Da? Spun finish și am un public enum fuel type și aici pot să dau valorile. Să zicem gas, care ar însemna benzină, diesel sau electric. Da, una dintre valori. Vedeți că în cazul ăsta, da, acesta este o enumerație și sunt obligat ca numele de aici să fie echivalent cu numele clasic în Java. O altă posibilitate, așa cum vă ziceam, era să vin aici să zic public fuel type, da? Și să dau public enum, scuze. Fuel type. Să zicem aici diesel, electric, gas. Da? Și în situația asta, când voiam să-l utilizez din afară, de exemplu din main, trebuia să zic de fiecare dată car.fuelType sau să import direct row.ac.acc.classes.car.fuelType. Da? Era folosit, era un inner class, o clasă interioară. Nu e cazul, hai să ne adăugăm doar câmpul, că l-am definit în afară, private, fuel type și o să zicem fuel type cu fumic. Da? Și ăsta e tipul de combustibil. Ok, avem constructorul implicit. Să zicem aici că producătorul, producer, e un șir vid, un șir gol de fapt. Prețul este, să zicem, 4.000, nu prea știu dacă există o mașină sub 4.000 de euro. Iar la fuel type, da, nu pot să-l folosesc în mod direct. De fiecare dată trebuie să spun numele enumerației, fuel type, punct, diesel, electric, gas. Da, plus alte metode ce mai sunt pe aici. O să zic că implicit e pe benzină. Da, respectiv pot să fac un constructor cu mai mulți parametri, dar nu e obligatoriu să fie toți. Da? Să zic aici string producer, float price și fuel type. Hai să nu punem fuel type, dar doar producer și price.
Și precizarea e că field type poate fi doar setat ulterior. Da? Deci pot să vin aici să zic producer, de fapt this.producer, da? Pentru că altfel aș avea o ambiguitate între numele parametrului și numele atributului de aici din clasă. Și atunci pentru atribut trebuie să pun fiecare dată this. This.price egal cu price. Iar restul, da, trebuie să am grijă să le inițializez. Hai să vedem de ce. Care credeți că o să fie valoarea lui field type dacă nu specific nimic? Deja știm discuția de la programare de dat obiect că pentru o clasă, pentru un obiect, de fapt, se apelează un constructor și numai unul. Da? Deci nu putem pentru același obiect să apelăm și constructorul ăsta și constructorul ăsta. Se apelează ori ăsta, ori celălalt. Așadar, eu acum dacă merg în main unde am zis car că, trebuie să zic egal fie new car, care înseamnă constructor implicit, fie să zic egal cu new car, să zic Tesla și ce aveam al doilea parametru, prețul, nu știu, vreo 40.000 de euro, sper că nu greșesc. Așa, da, ceva de genul ăsta. Și atunci întrebarea mea e dacă fac acum un sysout, system out print line, da, doar că nu se pot accesa, că n-am făcut încă getter, o să facem ulterior, dar dacă mă uit cu debugger-ul, care credeți că e valoarea pentru field type? Hai să zicem chiar ce bun. Uite, am pus un breakpoint, dau start debugging, vreau să schimb perspectiva, încerc de debugging, am linia asta, dau F6 și hai să ne uităm în C1. Da? Și field type este null. Față de alte limbaje, cum e cazul C++ sau C#, mare grijă pentru că în Java enumerația este tip referențial, dar nu este tip valoric ca să fie inițializată implicit cu prima valoare. În alte limbaje se poate întâmpla lucrul ăsta și exemple sunt cele două de mai devreme. Dacă nu dau o valoare pentru o enumerație, de exemplu pentru field type, automat se inițializează prima valoare, în cazul nostru guess. Da? În Java nu e cazul, enumerațiile sunt tipuri referențiale și dacă nu dau o valoare, automat rămâne nul. Da? Și atunci ca să nu păstrez tipul acesta nul, pot să vin aici să zic eu field type egal cu field type cu fumare punct guess. Da? Ca să rămână totuși inițializat. Hai să generăm getter și setter. Da, am făcut asta și data trecută, dar o să o repet și de data asta o să vedem și în ce situații getterii și setterii generați automat nu sunt cei mai buni și cei mai siguri pentru clasa noastră, dar ajungem și acolo. Până atunci hai să mergem pe source, generate getters and setters și o să spun că vreau getter pentru și setter pentru field type, getter și setter pentru price și pentru producător, de exemplu, ca să vedem situația asta, vreau doar getter. Da? Un producător odată specificat nu mai poate fi modificat cel puțin din afara clasei. Da? Nu o să am setter, ci poate fi doar văzut. Și aici deja vedeți cele patru, da? Cei patru identificatori de acces de care v-am povestit, public, protected, package, private. Da? De cele mai multe ori, getterii și setterii sunt publici pentru că sunt metode de acces din afara clasei. O să zic eu generate. Da, vedeți că au fost generați get price, set price, get field type, set field type și doar get producer, da, doar getter pentru producător. Perfect. Mă duc înapoi în main și hai să afișez, de exemplu, producătorul. Da, o să fac sysout de c1.get producer. Și ar trebui să afișeze Tesla, bineînțeles. Dăm run, obținem Tesla, îmi mai creez o mașină, hai să scot și breakpoint-ul, mai dau o dată dublu click aici, car C2 e egal cu C1. Da? Și îl modific pe C1, spun C1.set și hai să vedem ce modificăm. Uite, modific prețul să fie 30.000. Da? Și vin și afișez sysout, system out print line, C2. .getPrice, da? C2 fiind mașina nou creată, da? Care l-a copiat pe C1. Având în vedere că la momentul copierii C1 avea prețul 40.000, înseamnă că și C2 ar trebui să aibă prețul 40.000. Doar că dacă executăm, lucrul ăsta nu se întâmplă și am văzut asta și în laboratorul precedent, da? Obțin C2.getPrice tot 30.000 în loc să obțin 40.000, cât avea, da? Când l-am modificat pe C1, nu pe C2.
Principalul motiv e că se face o copie superficială și acum C1 și C2, sau un shallow copy, partajează aceeași adresă de memorie. Dacă dorim să facem o copie în profunzime sau un deep copy, e nevoie de o metodă de clonare și am văzut data trecută cum putem să ne creăm metoda noastră de clonare, un myclone. De asemenea, da, dacă ne uităm puțin, o să vedem că în clasa Object și în Java, clasa Object e mama tuturor claselor, să zic așa, e clasă de bază pentru absolut toate clasele, deci chiar dacă nu derivăm noi explicit, absolut toate clasele moștenesc Object, în această clasă Object există o metodă clon, dacă ne uităm. Hai să vedem cum o putem accesa. Uite, o să mă duc aici după ultimul getter, dau două enter-uri și merg și spun source și apoi spun override implement methods. Da? Dau enter, spun aici clon, da? Clonare. Ok, pefăm clonul, spunem, dăm ok de aici, ne generează acest cod și data viitoare o să discutăm ce e cu acest override, de ce throws și restul. Da? Până atunci o să ignorăm această parte, o să șterg eu de aici throws clonat supported exception, o să șterg și corpul și vedeți că metoda din clon moștenită e protected. Da? Și atunci nu vreau protected, o vreau publică ca să o pot accesa din celălalt pachet. Da? Și am un public object clone. Și acum, asta nu e cea mai bună modalitate pe care vă arăt în continuare de a crea clone. În următorul laborator o să vedem cum putem să creăm o clonă 100% corectă în Java. Dar până atunci să mergem pe ideea asta de public object clone și atât. Da? Și o să-mi creez, pentru că o clonă trebuie să fie o copie perfectă a obiectului clonat. Eu dacă mă uit, văd că n-am constructor care copiază și field type. Copiază doar producer și price. Și atât. Da? Și atunci e nevoie să vin aici și să copiez inclusiv field type. Adică o să-mi creez un nou obiect, să zic car copy egal cu new car și copiez din disk toate câmpurile. Da? Copy punct, beneficiez de faptul că am acces asupra lor, producer egal cu producer. Copy.price egal cu price, copy.fieldtype egal cu fieldtype și la sfârșit return copy. După cum vedeți, tipul returnat este object, nu este car, dar nu e nicio problemă pentru că prin upcasting, da, clasa object fiind clasă de bază pentru toate clasele din Java, Java oricărui obiect poți să-i fac upcasting către object. Singura diferență va fi în main aici. Da? Că dacă vreau să spun .clone, va trebui să am grijă să-i fac un cast explicit. Adică să zic aici, vezi că obiectul ăla pe care clonul returnează, de fapt e o mașină. Da? Și dacă executăm codul, o să vedem că avem 40.000 acum. Da? Deci ce am obținut aici e un obiect identic cu C1, dar la o altă adresă de memorie, deci un deep copy, și dacă îl modificăm pe C1, nu îl afectăm pe C2. Și dacă merg acum în clasa mașină, să zicem că vrem să mai adăugăm un câmp suplimentar. Și n-am apucat încă să discutăm despre vectori, da? Și în Java avem vectori, da? Tablouri unidimensionale sau multidimensionale, da? Poți să creezi atât vectori cât și matrice, cât și tablouri cu 3 dimensiuni, dacă vreau, nu mă oprește nimeni cu câte dimensiuni vreau. Dar ca idee, hai să vedem măcar exemplu cu un vector, da? Aici, ca și paralele cu implementarea din C++, da? Mare grijă că nu se obișnuiește folosirea de vectori de caractere decât în situații excepționale. Da? Deci nu o să mai avem vectori de char, avem clasă string. Da? Cu toate că și în C++ ați văzut că era string cu S mic, nu se folosea tot timpul char steluță, el a rămas acolo pentru a asigura o compatibilitate cu C-ul, care nu are tipul string, are doar vector de caractere. Și noi hai să zicem că avem un privat, un vector de întregi cu distanțele parcurse de această mașină. Da? Și fiecare element e câte o distanță. Când mai facem un nou drum, mai adăugăm un element în vector. Și o să zic private int, paranteze pătrate, distances. Da? Deci vectorii în Java și toate tablourile în general nu se comportă mai mult ca vectori alocați dinamici din C++, în ideea în care nu pot să le zic de la început dimensiunea. Da? Să zic private distances de 3. Private int distances de 3. Da? Să pun parantezele aici. Toate că parantezele se acceptă și dincolo, adică pot să zic și int
și să pun parantezele aici. Am încat un... Da? Deci e ok și scrierea asta, cu toate că e preferată asta. Da? Dar ca idee nu pot să dau dimensiunea, ci se comportă ca vectori alocați dinamici. Adică atunci când vreau un anumit vector de distanță, trebuie să zic egal cu new int și dimensiunea pe care o doresc. Această dimensiune putem să fie inclusiv o variabilă. De exemplu, pentru o mașină creată cu constructorul implicit, să zicem că adăugăm doar partea de acei kilometri de probă. Da? Să zicem că, nu știu, ați văzut, când cumpărați o mașină, nu are 0 km în bord, dar are câțiva 100 de kilometri, nu știu. Un anumit kilometraj, distanța respectivă fiind de probă. Și atunci putem să zicem, de exemplu, în distances, în constructorul implicit, distances egal cu new int de 1, da? Asta înseamnă că se alocă spațiu de memorie pentru un singur întreg și la fel ca în alte limbaje, distances de 0, da? Vedeți că pot să accesez în mod direct, egal cu, cât am zis noi, 100 de kilometri. Da? Deci avem implicit o distanță și acea distanță e 100 de kilometri. Bineînțeles, am zis de 2, de 3, de așa mai departe. Da? Și acum, ca să vedeți de ce nu e ok să generăm getter și setter tot timpul, hai să mergem, da? Și să ne creăm getter și setter pentru acest vector de distanță. Și o să-i creez ca și pe ceilalți. Mă duc aici în source sau dau aici click dreapta, că vreau să inserez până în clon. Deci click dreapta. Source. Generate. Getters and setters și vreau pentru distances și getter și setter. Și dau generate. Da? Și mi-a spus ok. Int get distances, respectiv set distances, ăsta are parametru int paranteze pătrate. Pare a fi ok la o primă vedere. Dar hai să vedem ce se întâmplă atunci când le utilizăm. Și uite, o să merg în main și zic așa. Îmi fac un vector aici, int paranteze pătrate, îi zic eu vector, egal cu new int, de, și pot să zic fie așa, de 3, și după aia să zic vector de 0 egal cu 100, vector de 1 și așa mai departe, sau există o scriere prescurtată, shorthand notation se numește, da? Scriere prescurtată și pot zic new int de și nu spun nimic, și după aia între paranteze acolo depun valorile, 100, 200, 150. Da? Și e același lucru ca mai devreme, deci se alocă spațiu pentru 3 întregi și astea sunt valorile. Doar ca să nu mai scriu toate 4 linii de cod, pot să le scriu pe toate într-o singură linie de cod. Și pentru mașina C1, pentru Tesla, să spunem că acestea sunt distanțele. Și vin și spun C1.setDistances de vector. Până aici tot ok. Da? Dar ia uitați ce fac mai departe. Vin și zic că vector de 0 este 5.000 de kilometri, așa, din prima. Ia să ne uităm ce se întâmplă cu C2 când facem chestia asta. Uite, iarăși pun aici un breakpoint. Dau start debugging. Vreau să schimb perspectiva. Da? Am vectorul. Da? Dau F6. Doar că, ia să ne uităm puțin în C1. Ia uitați-vă la vector. Da, am ID-ul 25. Deja trezește ceva semne de întrebare, că aici e din tot 25. Ia să ne uităm la valoare, am 100, 200, 150. Dau F6 și uitați, s-a modificat atât vectorul nostru de aici, 5.000, cât și cel din mașină. Da? Deci modificând, hai să dau stop debugging, modificând vectorul din programul principal, modific și vectorul din clasă. Pentru că în Java vectorii și cam toate tablourile unidimensionale, multidimensionale sunt tipuri referențiale, de fapt sunt instanțe ale unei clase numite array, doar că permit o scriere puțin mai, să zic, familiară, da? Se asemănătoare cu cea din C++, în care am voi spun paranteze, new int de o anumită valoare, dar în spate sunt instanțe de clase, adică tipuri referențiale, și atunci când am scris aici că 1.setDistances de vector și în cadrul setterului am copiat distanțele cu egal, e ca și cum aș copia două adrese. Da? Sau ca să reformulez, e ca și cum acest int paranteze pătrate ar fi un int steluț în C++, ar fi un pointer. Adresa primului element sau adresa de început a vectorului. Și atunci degeaba am copiat cu egal, că am obținut de fapt aceeași adresă. Și asta voiam să vă arăt în momentul ăsta, că getterii și setterii generați automat nu sunt tot tipul ok. Da? Ele generează automat pe același șablon, dar pentru tipurile referențiale trebuie să aveți grijă
că o modificare de genul acesta, de fapt, nu creează decât un shallow copy și modificarea câmpului din afară va duce la modificarea câmpului din interior. Aceeași situație se întâmplă și pentru getter, da? Pentru că hai să ne gândim că voiam să dau acces în mod read-only, doar de citire acestui vector de distanțe și să nu-i dau acces de modificare, deci nu aveam setter. Apropo, ca să comentați cod în Eclipse, selectați și control slash, cel din stânga lui shift. Control slash și comentează automat cod. Da? Selectez din nou, control slash și îl decomentez. Da? Să zicem că nu aveam setter-ul ăsta, aveam doar getter. Asta înseamnă că eu voiam să dau acces read-only către câmpul de distanțe. Păi, accesul meu read-only nu era chiar read-only, pentru că eu returnând, de fapt, adresa câmpului privat din clasă, oricine obține acea adresă și modifica elementele din vectorul obținut, de fapt, modifică cererea în interiorul clasei, chiar dacă n-ar fi avut voie, pentru că nu aveam setter și câmpul era privat. Deci ofeream acces public în clasă prin intermediul getter-ului, ceea ce nu e ok. Hai să vedem cum modificăm acum acest setter ca să facă o copie în profunzime. Deci pentru a realiza o copie în profunzime a vectorului de distanțe, nu avem încotro decât ca în C++. Să alocăm spațiu de memorie pentru nou vector bazându-ne pe numărul de elemente al vectorului primit ca parametru și să copiem element cu element. Da? Și e bine să facem totuși o verificare. Da? În primul rând, am vrea să verificăm dacă acest distance is, hai să facem și o validare, diferit de null, că poate fi null. Da? Și n-aș vrea să setez vectorul curent ca fiind null. Și dacă acest distance se diferit de null, atunci dis.distances, vectorul nostru, egal cu new int d și lungimea unui vector în Java poate fi calculat, aveam un atribut numit length, da? Și atunci va fi de distances, adică acesta de mai sus, punct length, da? Punct și virgulă, am alocat spațiu de memorie pentru vectorul curent din clasă. Da, deci aici eu vin și zic new distances.length și obțin dimensiunea vectorului primit ca parametru, cu precizarea că un alt motiv pentru care am făcut această verificare de null e faptul că în Java null punct ceva, ca și în alte limbaje, o să crape, arunc o excepție, o eroare de execuție, null pointer exception, nu pot să zic null punct ceva, care însemna să meargă la acea adresă și să găsească un conținut. Ok, și apoi copiez element cu element, adică o să am for int i egal cu 0, e mai mic decât distances.length, distances.length, i++, da? Și vin și spun acum că dis.distances de i egal cu distances de i. Da? Și acum e un setter ok și dacă merg în main, o să văd că problema nu mai are loc. Iar eu să dau start debugging. Da, vreau să schimb perspectiva. Și aici mă uit în vector. Vectorul are ID-ul 25. Da? Mă uit în C1, pentru care distances momentan e null, n-a fost setat. Da? Ca orice tip referențial implicit e null. Dau F6. Da, a fost setat, doar că vectorul acesta are ID-ul 25, ăsta la altă are ID-ul 36. Merg și modific vectorul, o să modifice doar ăsta. Imediat vedem, mă întorc aici, F6, da, vedeți, doar acesta a fost modificat în 5000, celălalt a rămas cu valoarea 100. O să dau iarăși stop debugging. Bineînțeles că și pentru getter e aceeași problemă, da? Adică și pentru getter, de fapt, ca să nu dau aceeași adresa privată a clasei în care salvează vectorul, e nevoie să fac o copie a lui. Și atunci, cel puțin în cazul getterului, da, mai există o modalitate și o să folosesc pe cealaltă ca să nu mă repet. Da? Pot să fac exact la fel ca în setter și la sfârșit să de fapt să copiez într-o copie, da? Să fac un int paranteze pătrate copie egal cu un int bla 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 și la sfârșit să returnez acea copie. Sau mai există o variantă numită system.arrayCopy, da? Care face o copiere ca să nu mai folosesc eu for-ul, dar tot voi avea nevoie de o copie, deci tot voi avea nevoie de un int paranteze pătrate. Hai să fac și aici o verificare. Da? Dacă aici pot să zic direct distances, că se subînțelege că e dis.distances, n-am alt distances, e diferit de null. Atunci int paranteze pătrate copy egal cu new int de distances.length și mai departe, da? Să vin și să copiez
folosim sistemul ArrayCopy. System.ArrayCopy de, și vedeți parametri, am sursă, source ID distances, source position, de unde încep copierea, de la poziția 0, destinația, da? Destinația mea e copy, poziția din destinație unde încep să pun elemente, 0, și lungimea. Lungimea este, aici am scris și distances, și lungimea este distances.length. Și la sfârșit spunem return copy și returnăm copia. Bineînțeles, trebuie să mergem să vedem ce facem în situația în care distances e null, și atunci în situația asta spunem else return null. Da? Dacă atributul nostru este null, atunci e clar că și mai departe returnăm tot null. Da? Și haideți să vedem aici, da? Dacă vin acum și, de exemplu, spun un sysout c1.getDistances, trebuie să văd dacă reușește să facă tot afișarea, s-ar putea să afișeze doar o adresă, ia să dăm run. Da, afișează doar o adresă și atunci va trebui să afișeze element cu element. Și cu ocazia asta, da, spunem int paranteze pătrate, să zicem distances, egal cu vector, pardon, c1.getDistances, da? Și ca să afișezi element cu element, mai există și posibilitatea în Java de for, enhanced for se numește, sau poate l-ați auzit, l-ați văzut sub numele de for each în alte limbaje, adică pot să zic for, acesta merge și pe array-uri, pe vectori, da? Fiecare cer la distanța un întreg, int x, două puncte în distances, vreau să fac sysout, adică system.println x. Și atunci dacă dăm run, da, obținem 100, 200 și 150 distanțele, cu precizarea că eu acum dacă modific ceva în acest distances, nu o să modifice și ce în clasă. Da? Pentru că e de fapt o copie a lui făcută cu sistemul ArrayCopy. Dacă vreți putem să și facem chestia asta, pot să zic acum distances de 0, cu toate că ar fi fost poate bine să validez dacă e null sau nu, dar știu eu deja că nu e null. Și atunci distances de 0 e, să zicem, 8000. Și dacă afișez, o să vedeți că nu mi-afectează. Da, adică ce ar trebui să fac eu acum, să arăt că, eu momentan l-am modificat pe ăsta și l-am afișat-o pe el, ar trebui de fapt să arăt că în clasă nu se modifică, da? Deci aici o să pun un breakpoint și să vedem că cel din clasă, de fapt chiar aici la începutul for-ului, și scot breakpoint-ul acesta, că cel din clasă nu s-a modificat. Da, schimbăm perspectiva, ne ducem aici, vedem că C1, distances de 0, a rămas 100, da, doar distances de aici a fost modificat. Și atunci pot să zic copy.distances egal cu distances. Dar dacă fac asta, ajung în situația precedentă, din setter, da? Sau din getter, dacă vreți, mai degrabă din setter. Adică aici se face un shallow copy între cele două și atunci, dacă, de exemplu, C2 e clona lui C1 și C1 și C2 vor partaja același vector, modific pe C1, se modifică C2, modific pe C2, se modifică C1. Așadar, mare grijă când faceți clone, da? Când clonați un obiect, pentru că toate câmpurile lui referențiale vor trebui la rândul lor clonate. Și dacă, de exemplu, să zicem că am clasă în clasă, da? Am relație tip has a, mașina are o roată sau mai multe roți, da? Și atunci roată are niște atribute, trebuie să am grijă că când apelez clona din, din roată, și roată să-și cloneze la rândul ei toate atributele. Da? Deci un fel de a da mai departe. Putem zice că această clonare e contagioasă. Adică imediat ce eu clonez, mai departe pe cine clonez trebuie să cloneze, mai departe tot ce are de tip referențial și tot așa până la tipuri implicite, adică la primitive care se copiază direct și nu e nevoie de clonarea lor. Și ajungem la următoarea întrebare. Ok, aici putem să rezolvăm ușor. Să zic copy.distances egal cu getDistances. Da? Și în felul ăsta pot să apelez getter-ul care face o copie. Și atunci am scăpat de copierea și de aici. Da? Și clona e un deep copy. Dar totuși, spuneam, mai avem o întrebare atunci. De ce pentru producer, care e string, da? Deci tip referențial, la fel și fuel type, care e num și e tip referențial, de ce totuși pot să copiez cu egal și cu toate astea nu mă afectează? Și hai să testăm. Uite, am mers aici și am zis
am clonat, da? Și vin aici și am spus set price thread me, vin și spun că 1.set anam setter pentru, da, pentru nume, dar nu e nicio problemă. Hai că o să creez eu unul manual ca să există un setter și pentru asta. Deci unde eram în get producer, o să fac un public void set producer de string producer. Și spun acum că this.producer e egal cu producer. În regulă. Și mă întorc în main și setez pentru C1, C1.setProducer. Îl schimb în loc de Tesla, vreau să fie, nu știu, ce mai are mașini electrice, Hyundai. Sau Honda. Nu știu, parcă Honda spre hibride, da? Ok. Nu are nicio relevanță. Da, Honda. Și atunci hai să vedem când afișăm sysout C2.getProducer, nu-i afișează Honda sau nu-i afișează Tesla. Și dacă o să rolăm, o să vedem că ne afișează Tesla. E puțin mai sus, da? Încă o dată, nu ne afișa Honda. Deci cu toate că copiez acest tip referențial cu egal în clon, nu se schimbă. De ce credeți? În Java, anumite clase sunt imutabile. Ce înseamnă că o clasă este imutabilă? Că un obiect odată creat nu mai poate fi modificat. Și hai să vă arăt un exemplu pe stringuri în main, da? Deci dacă eu spun string și, bine, mai are stringul și alte optimizări, eu spun așa, string s egal cu something. Da? Și vin ulterior și îl modific, spun, de exemplu, s egal cu something else. Da? Sau scriu, nu știu, că un alt string e concatenarea, da? Aș putea să zic că e ce aveam eu și încă altceva, dar e suficient asta, da? O să vedem dacă ne uităm cu... Na, și la sfârșit afișez S-ul ca să scap de warning-ul că nu e utilizat. O să afișez something else, asta e clar. Dar ce are particular e faptul că, și o să intru iarăși în debug mode, hai să ne uităm la ce adresă e salvat stringul S. Da? Deci S-ul F6 e salvat, cel puțin are ID-ul 28, da? E salvat la o anumită adresă de memorie. Clasele imutabile au particularitatea că atunci când încerc să modific un obiect deja creat, în loc să se modifice instanța curentă, adică să ducă la acea adresă de memorie și să modifice mie valoarea din something în something else, în loc să fac asta, de fapt aloc o nouă adresă de memorie unde pun noua valoare, unde este pusă, să zic, noua valoare, și obiectul, în loc să pointeze către vechea valoare, pointează către noua valoare. Iar vechea valoare e marcată ca fiind colectabilă de către garbage collector. Da? Deci poate să vină garbage collector să o șteargă. Și hai să dăm F6. Și cât era ID-ul? 20 ceva, s-a modificat în 34. Da? Deci something else e la altă zonă de memorie, cu toate că S-ul e același. Și din acest motiv există niște optimizări la nivelul clasei string, în ideea în care, chiar dacă două stringuri, și o să revin în perspectiva Java, pointează către acea zonă de memorie, ce am făcut eu aici cu egalul, da? Să zic producer egal cu producer, atunci când îl schimb pe unul dintre ele, celălalt nu se va modifica, pentru că schimbarea lui, de fapt, înseamnă salvarea la o altă adresă de memorie și unul din ele va pointa către altă adresă. Sunt două copii ale memoriei, dacă schimb una din valori, nu afectezi pe cealaltă. Cum putem să facem o clasă de-a noastră imutabilă? Da, deci dacă vreau să fac o clasă imutabilă, trebuie să-i creez cel puțin un constructor prin care se primesc valori și eu încar am, da, am constructorul ăsta care are producer și float, producer și price, da, dar nu vin și creez setter deloc. Și atunci singura modalitate de a modifica un obiect creat, da, o mașină pentru care am spus producătorul și prețul, e să zic egal cu new car de al producător și al preț. N-am altă posibilitate de a modifica dacă n-am setter sau getter prin intermediul cărora obțin referințe și după aia prin intermediul referinței modific ce e în clasă. Care e faza cu acest override deasupra metodei? Da? Ce se întâmplă de fapt? Și dacă e să ne uităm un object, putem să mergem în clasa object, eu am un decompilator, să zic, instalat, astfel încât pot să văd și conținutul claselor cu extensia .class. Din ce știu, nu vine implicit în Eclipse, ar putea ca pe calculatoarele voastre să nu puteți să faceți asta, adică să vă arate, tot puteți să vedeți, dar vedeți bytecode-ul, nu codul decompilat din bytecode în Java. Dar dacă mă uit în object la metoda clone, mai jos, undeva, uite, clone, da?
văd că nu e metodă virtuală. Da? Dacă mai țineți minte, ori din teoria programării unitate obiect, ori din implementarea programării unitate obiect în C++, eu pot să fac override, adică supra-definire, doar metodelor virtuale, nu oricărei metode. Dar totuși, dacă mă uit în object, metoda clone nu este virtuală. Și cu toate astea, pot să supra-definesc. Da? Vă reamintesc, la supra-definire era nevoie de o ierarhie de clase. Da? Aveam o clasă de bază, din clasa respectivă de bază aveam o clasă derivată și puteam să supra-definesc comportamentul unei metode din clasa de bază, respectând signatura metodei, deci același tip returnat, același nume, aceeași listă de parametri, astfel încât, la momentul execuției, în funcție de ce se salva într-un pointer, ar fi fost în C++, aici într-o referință, să se apeleze fie o metodă, fie cealaltă, și săptămâna viitoare o să vin cu, la următorul laborator, o să vin cu mai multe explicații legate de asta, dar până atunci, de ce pot să fac override dacă metoda respectivă nu e virtuală? N-ar trebui să pot face asta doar dacă metoda e virtuală? Răspuns e simplu. În Java, toate metodele sunt implicit virtuale. Da, deci nu e nevoie să spun virtual, n-am cum să nu fac o metodă virtuală. Dacă în alte limbaje, cum sunt C++ și Java, pot să creez metode normale și metode virtuale, în Java, absolut toate metodele sunt virtuale și nu există posibilitatea de a crea metode non-virtuale. Bineînțeles, vorbim de metodele non-statice, că cele statice automat nu pot fi metode virtuale. Nu poate avea loc virtualizarea cu metode statice. Dar în Java, implicit, toate metodele sunt virtuale și de asta toate metodele se pot supra-defini. Iar ceea ce vedeți aici cu arond override deasupra se numește o anotare. Ea nu este obligatorie, ci doar ajută compilatorul pentru a înțelege intenția noastră. Uite, dar eu dacă șterg override aici și dau run, codul merge exact la fel, da? N-a schimbat cu nimic. Doar că ce face acest override? Verifică dacă există într-adevăr o metodă cu aceeași signatură în clasa de bază. Că eu dacă mănânc aici O și zic CLNE, îmi dă eroare de compilare. Da? Zice, ok, metoda CLNE trebuie să supra-definească ceva ce există în object și nu există CLNE în object. Dacă n-aș fi pus acest override și mâncam o literă, mergea, considera că asta e o metodă din clasa curentă. Dacă am introdus eu o metodă nouă. De asta e nevoie de această adnotare, ca să facă în plus verificare la momentul compilării că există într-adevăr o metodă în clasă de bază care are aceeași semnătură cu metoda mea. Altfel, dă eroare de compilare.